Bucur să ne revedem cu ocazia celebrării nașterii Domnului Isus Hristos. O sărbătoare care pare a ocaziona cea mai mare celebrare anuală din întreaga lume. Alte sărbători durează câte o zi, două, maximum trei, dar Crăciunul este sărbătorit în multe zone ale lumii cu aproape o lună înainte. În timpul sezonului de Crăciun, cum se spune în mod popular, Miliarde de oameni își fac timp să-și decoreze casele, să trimită felicitări de Crăciun, să cumpere cadouri, merg la servicii bisericești, cântă colin, se uită sau ascultă programe speciale de Crăciun, ori călătoresc distanțe lungi pentru a petrece marea sărbătoare în sânul familiei. Designul și cântecele de naștere a Domnului par a îmbiba întreaga atmosferă, tot aerul pe care îl respirăm. Când vine această sărbătoare, efectiv, nu o poți ignora, nu poți fi luat prin surprindere de ea, pentru că sărbătoarea se impune prin ea însăși, fiind pretutinde în jurul nostru. Dar, dacă stăm și ne gândim bine, este oare de conceput ca nașterea unui simplu copil de țăran din Orientul Mijlociu, petrecut acum 2000 de ani? Să fie în măsură a cauza atâta emoție și bucurie, atâta preocupare și atâta trafic pretutindeni în lume, mai mult. Poate nu toți am realizat, dar de câte ori ne uităm la un calendar sau ne întocmim programul de lucru pe calendar, pe calendarul pe care îl folosim, mai mult sau mai puțin conștient, nașterea lui Isus e menționată ca punct de referință temporal pentru că nașterea Nazarineanului a împărțit timpul în două, istoria în două, înainte de Hristos și după Hristos, așa că orice eveniment din istorie și din viața umană individuală se raportează la venirea în lumea noastră a lui Isus Hristos Domnul. În noaptea în care Isus Hristos a născut în Betleem, un grup mic de păstori își vedeau de turmele lor în tăcere pe un câmp din apropierea Ierusalimului. Uitându-se spre cer, Nimic nu părea deosebit față de nopțile anterioare. Dar ceea ce avea să se întâmple atunci a transformat nu numai viața păstorilor, ci și viețile a multor milioane, poate a miliarde de vieți omenești. Întreaga lume, putem spune, nu mai avea să fie aceeași. Mesagerul Ceresc le-a spus păstorilor că nașterea lui Isus urma să aducă o mare bucurie pentru tot norodul, dar în prezent, nu pentru toți acest, această sărbătoare este un prilej de bucurie, unii nu cunosc despre acest eveniment, iar alții nu vor să se bucure, dar pentru oamenii, așa cum i-a proiectat Dumnezeu, adică din grecește antropos, privitor în sus, oamenii care sunt disponibili pentru Dumnezeu, care sunt disponibili pentru revelația divină în și prin pruncul născut în Iesla Betleemului, ziua aceasta, momentul acesta este într-adevăr o mare bucurie. Dar, în ciuda bucuriei și a împlinirii care ar trebui să fie asociate acestui măreț eveniment, pentru așa de mulți oameni, pregătirile de Crăciun ajung să fie mai mult un disconfort, o oboseală în plus, o inconveniență. Pentru prea mulți, sărbătoarea este mai degrabă o sursă de stres, de tensiune și de presiune. Este mai mult o datorie în loc să fie o delectară. Mai degrabă s-ar putea spune că mulți oameni suportă Crăciunul, nu că îl savurează. Deci atenție! Numai dacă vom reuși să ne detașăm de festivismul sărbătorii și să ne atașăm de sărbătorit, dacă vom decide să nu-l ignorăm pe cel care oricum în cele din urmă nu poate și nu va putea fi ignorat, vom putea avea o adevărată sărbătoare în aceste zile. Vom putea fi fericiți și nu osteniți cu ocazia Crăciunului. Cu alte cuvinte, Crăciunul ne va fi de folos pentru că urarea pe care vrem să o inserăm oarecum în, în întreg acest mesaj este și nașterea lui Hristos să ne fie de folos. Stimați telespectatori, nu există nimic mai important pentru om decât să înțeleagă implicațiile acestui eveniment a nașterii Mântuitorului pentru viața lui proprie. Darul lui Dumnezeu de Crăciun pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, are trei calități care îl fac unic și extrem de dezirabil. În primul rând, este cel mai prețios dar pe care l-am primit vreodată în viață. A fost plătit cu însăși viața celui care ni se dăruiește. În al doilea rând, este singurul dar pe care îl putem primi aici pe pământ și să-l putem avea pentru totdeauna, inclusiv în eternitate. Și, în sfârșit, în al treilea rând, este un dar foarte practic, un dar care ne este util în fiecare clipă pentru tot restul vieții noastre. Nu e așa că e de dorit să avem un astfel de dar? Ca tare, stimați, telespectatori, să nu-l ignorăm pe cel care oricum, așa cum am spus, nu va putea fi la nesfârșit ignorat. Să-l primim în inimă și vom avea cu adevărat sărbători fericite și nașterea lui Isus Hristos ne va fi de folos. Una din tragediile Crăciunului, folosim și această terminologie populară, deși nu este tocmai biblică, a fost faptul că nu a fost loc pentru familia sfântă, inclusiv pentru Isus, în Han, ci doar într-un grajd. Faptul că, așa cum se arată în prologul Evangheliei după Ioan, a venit la Isai și Isai nu l-au primit, uh, reprezintă cea mai mare tragedie a celor vremuri, dar să nu uităm și să avem grijă să nu se repete și cu noi această tragedie. Să ne amintim că pe câmpiile Betleemului îngerii au proclamat cea mai bună veste posibilă de pe Terra atât de bogată în semnificație și în importanță, încât nu își poate pierde relevanța odată cu trecerea timpului, ci mereu și mereu. Acele uh, cuvinte rostite pe câmpiile Betleemului uh, pot să ne aducă uh, un reazăm spiritual și o mângâiere și chiar o bucurie în suflete. Iată cum a răsunat Evanghelia după înger, în acel moment crucial al istoriei. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul, Luca 2,11. Din acest mesaj putem extrage lucruri deosebit de importante în legătură cu Domnul Isus Hristos. Astăzi, intrarea Mântuitorului în timp, în cetatea lui David, intrarea în spațiu, vi s-a născut intrarea în materie și în umanitate. În continuare, se menționează scopul venirii lui Isus în lumea noastră, un mântuitor. Cât de important este acest adevăr că avem la îndemână un mântuitor. Și apoi se precizează sursa spirituală pentru lucrarea sa măreață, Hristos, care înseamnă, de fapt, uns cu Duhul Sfânt. Și, în sfârșit, este proclamată identitatea divină și autoritatea sa supremă, Isus Hristos, Domnul. Orice om conștient de totala lui inadecvare față de sfințenia lui Dumnezeu va căuta să fructifice în interes personal minunata vestire angelică. Faptul că primii beneficiari ai Evangheliei după îngeri au fost niște păstori disprețuiți ne demonstrează adevărul că demnitatea omului nu stă în belșugul avuției lui materiale și nici în poziția lui în societate, ci în modul cum omul îl caută pe Dumnezeu în închegarea și în cultivarea unei rații, relații personale cu divinitatea. Păstorii Betleemului, fiind în câmp deschis, aveau un orizont mult mai larg, nu doar fizic. Ei erau ieșiți din încartiruirile omenești, fiind disponibili pentru revelația divină. Ei făceau de strajă, nu doar asupra turmelor lor, ci înțelegem noi și asupra mulțimii gândurilor, motivațiilor, aspirațiilor și faptelor lor. Ei îl așteptau pe Mesia, pe Salvatorul, fiind conștienți de necesitatea venirii acestuia în lume. Iar când au auzit de pruncul nou născut, au crezut mesajul ceresc și au fost gata să plătească prețul căutării și al găsirii acestuia. Nu știm dacă i-au dus lui Isus miei din turmă, dar știm că și-au pus inimile la dispoziția lui Dumnezeu, primindu-l în inimă pe Mântuitorul. Doctorul Luca consemnează faptul că păstorii, citat, l-au lăudat pe Dumnezeu și au istorisit tuturor despre prunc. Aceasta era o dovadă a schimbării care s-a produs în viața lor. Credința doar la nivelul minții nu este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Dumnezeu așteaptă transformarea credinței intelectuale, formale, într-o încredere de plină în Mântuitorul, fapt care va aduce sănătate întregii noastre ființe. Doar astfel. Nașterea lui Hristos ne va fi cu adevărat de folos și aceasta, în primul rând, contează. Să ne oprim puțin și să audiem o colindă cântată de îndrăgitul cântăreț Ovidiu Litianul. s colind de-afară Colindă-mi, colindă colindă În bordei nu-i

Am revenit, Sfântul Ioan Gură de Aur ne îndemna și acest citat l-am mai dat odată, dar nu e prea mult să-l mai dau încă o dată. Noi trebuie să ne bucurăm și să ne minunăm, dar și să ne spăimântăm de măreția întrupării, care depășește orice înțelegere. Gândește-te ce mare lucru ar fi să vezi soarele coborând din cer și alergând pe pământ, Gândește și socotește acum cu cât mai mare lucru este să-l vezi pe soarele dreptății, creatorul soarelui fizic venind într-un trup ca al nostru și făcând să țâșnească din acesta razele sale divine pentru a lumina sufletele noastre. Cel bătrân în zile s-a făcut copil, cel care stă pe un scaun înalt și prea slăvit s-a așezat în iesle. Cel nepipăit, cel simplu, cel necompus și necorporal s-a lăsat cuprins în mâini omenești. Cel care a rupt legăturile păcatului a fost înfășat în scutece. Făcătorul laptelui și al sânilor primește lapte de la mamă. Și toate acestea pentru că el a vrut, ne spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și adăugăm noi, și toate acestea pentru că el ne-a iubit atât de mult. Și acesta este un lucru pentru care trebuie să fim extrem de mulțumitori și bucuroși. Nașterea lui Isus este deosebit de bogată în învățăminte și semnificații. Nu putem înțelege toate lecțiile divine ale Crăciunului. Desigur, ați urmărit multe în această perioadă a sărbătorii. Dar cu ocazia acestei Sfinte Celebrări și Comemorări, este de dorit să ne reamintim măcar unele dintre acestea și mai ales este necesar să ne străduim să le transpunem în practică. În perioada Crăciunului este destul de mult uzitată și eu, eu o amintesc pentru a treia oară nașterea lui Hristos să ne fie de folos. Astfel încât este legitim să ne întrebăm când sau cum anume nașterea lui Hristos îmi este în mod deplin de folos. Un răspuns biblic valabil poate fi formulat astfel. Atunci când îmi iau marele dar de Crăciun, prin credință, respectiv când îl primesc în inima și viața mea pe Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Lumii, nașterea acesteia îmi va fi de folos. Am amintit ce se spune cu privire la Isus în Evanghelia după Ioan, capitolul 1, și anume, a venit la Isai, la evrei, și ai nu l-au primit. Dar iată continuarea fericită din acest pasaj. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul exusia, în grecește puterea, autoritatea, să se facă copii ai lui Dumnezeu. născut nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Așadar, evenimentul nașterii lui Isus scoate în evidență polarizarea societății omenești în oameni care îl resping și, și respectiv în oameni care îl primesc pe Mântuitorul. Evanghelistul Luca, referindu-se la Maria și Iosif, a spus, și a mai vorbit și despre acest lucru, pe când erau ei acolo în Betleem, s-a împlinit vremea când Maria trebuia să nască și a născut pe fiul ei cel întâi născut, l-a înfășat în scute, ce l a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei, încheiat citatul. Să observăm că în textul tocmai prezentat nu se spune că la Han ar mai fi fost loc pentru nimeni. Și că nu era loc pentru ei, adică pentru niște oameni săraci, de condiție modestă, cum erau Iosif și Maria, chiar dacă ei erau credincioși deosebiți, nu se găsea loc la Han. Ba mai mult, nu se găsea loc pentru Isus Hristos, fiul celui preanal mântuitorul lumii. La venirea lui în lume nu s-a putut găsi un loc potrivit pentru a se naște. Un teolog german, Luther, a spus, citat, Ieslea este semnul tragic de felul în care a fost primit Isus în lume. Da, pentru Fiul lui Dumnezeu nu este loc pe pământ, pentru că satana este stăpânitorul lumii acesteia. Isus a fost cel mai disprețuit om de la Iesle și până la mormânt. S-a născut într-un loc străin și a fost înmormântat într-un loc străin încheiat citatul. În zilele noastre istoria se repetă în mod tragic, mereu și mereu, nenumărați oameni, mici și mari, sunt prea ocupați și aglomerați în mintea și în inimile lor pentru a-i mai face loc și lui Sus. Așa că cei mai mulți îl resping, îl țin în afara inimii și vieții lor. Nu degeaba învățătorul, pe când era încă pe pământ, a spus cu durere, «Vulpile au vizuini, păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde-și odihni capul». Cel mai trist lucru este că uneori această respingere a lui Isus se petrece chiar cu ocazia sărbătorilor creștine. Există timp, interes și preocupare pentru sărbători, dar nu și pentru marele sărbătorii. De aceea, în Apocalipsa 3:20 stă scris, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Este cea mai uimitoare scenă din univers, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, stă și bate la ușa unui oarecine din Târgu Mure sau de unde va fi și așteaptă să fie primit. Ori, în lumea păcatului nu este loc pentru sfințenie, în lumea minciunii nu este loc pentru adevăr, în lumea urii și a intoleranței nu este loc pentru dragoste. Așadar, dacă vrem să ne fie de folos Crăciunul, trebuie să-i facem loc în inima noastră lui Isus Hristos. Nu unui Isus copil cu care să poți să faci ceea ce dorești, ci unui Isus rege care are o voință suverană și care are drept să poruncească. Se spune că părinții unui copilaș, neavând răbdare ca acesta să împlinească un an pentru a-i comemora nașterea, s-au hotărât a o face mai repede, pe când el avea doar câteva luni. Au invitat la ei în apartament multe rudeni și prieteni și s-au pus pe benchetuit. În cursul banchetului, căruciorul în care se afla copilașul a devenit o piedică pentru cuplurile care aveau nevoie de mai mult spațiu pentru distracție, pentru dans. Așa că unul dintre invitați, fără a-și da seama ce face, a scos căruciorul incomod pe balcon, sărbătoarea continuând fără copil. Afară însă era frig, fiind iarna, copilul s-a îmbolnăvit grav și a decedat ce trist epilog, dar și ce tablou a ceea ce se poate petrece la Crăciun dacă nu suntem atenți. Cu ocazia comemorării, a celebrării nașterii Domnului Isus Hristos, cel sărbătorit este și trebuie să fie Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, pentru că putem considera că îi sărbăm ziua de naștere. Are loc însă Isus Hristos, cuvântul și modelul lui de viață în inimile noastre, poate fi asemănată inima mea cu ieslea primitoare a Betleemului sau cu Hanul care l-a respins pe Isus. Să ne mai amintim un lucru. Din Hanul neprimitor de altă dată, nu mai există nici urmă în zilele noastre la Betleem. Am fost în acea zonă și am vizitat-o. Însă în memoria grotei, mai mult sau mai puțin salubre de odinioară, în care s-a născut Isus, Există un edificiu, așa numită Biserica Nativității, care este un punct de atracție și de bucurie pentru toți. Stimați telespectatori, în ziua Marelui Bilanț, când se vor deschide cărțile, se va putea vorbi pozitiv sau negativ despre noi. Sau vom fi uitați, ajungând în coșul de gunoi al istoriei, în locul și împreună cu colectivitatea de oameni despre care Dumnezeu nu își mai aduce aminte. Noi alege și fie să alegem bine. Vom fi împreună cu Hristos doar în cazul în care am primit în viață mărețul dar de Crăciun persoana Mântuitorului iubit. Dumnezeu să ne ajute să facem ceea ce trebuie făcut cu ocazia sărbătorii nașterii Mântuitorului și nașterea lui Hristos în acest fel ne va fi de folos. Dumnezeu să ne ajute sărbători fericite tuturor!